din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit ei acestea cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Deci păgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte multe alte cuvinte, mărturisea și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Cuvântul spune mai dur, dar rămânem la asta, ocupăm locurile. Iubiți frați, iubite surori, dragi prieteni, mulți prieteni, fiți binecuvântați și bineveniți la ziua de sărbătoare a Rusaliilor la casa Domnului. După cuvântarea lui Petru, oamenii de acolo au rămas străpuși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la apostoli și i-au întrebat: fraților, ce să facem? Și sigur că în această dimineață vreau să spun tuturor care sunt în casa Domnului, atât frați și surori, cât și prieteni, cât și tineri dragi, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Fie ca în această zi de Rusalii, Duhul Sfânt, care acum 2000 de ani s-a coborât la prima biserică, să fie aici împreună cu noi. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze în viața voastră, în viața noastră. Dragii mei, noi oamenii suntem creatura, corona creaturii lui Dumnezeu. Numai că prin neascultare am ajuns atât de jos, încât Dumnezeu are niște cuvinte foarte dure. Și anume, prin prorocul Isaia vine și spune: boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște iezlea stăpânului său, dar poporul meu nu mă cunoaște pe mine. Frați și surori, prieteni dragi, să-L cunoașteți pe Iisus Hristos. Așa spune Apostolul Pavel: aș vrea să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. El a murit și a înviat să ne ierte pe noi de păcatele noastre, de fără de legile noastre, și să ne aducă din nou la poziția de copii ai lui Dumnezeu. Păcatul degradează, dragii mei. Păcatul este acela care distruge familii. Păcatul este acela care e împotriva lui Dumnezeu. Și în această dimineață, în Cuvântul Sfânt, am citit că Apostolul Petru mai are o promisiune, și anume spune Cuvântul lui Dumnezeu că
misiunea aceasta este pentru noi, pentru voi, pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru din lumea de păcat. Nu e asta o binecuvântare. Și Apostolul Pavel vine și spune Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum, dragii mei, frați și surori, mă adresez vouă, mă adresez celor mântuiți și mă adresez prietenilor dragi. În viacul de acum să trăim cu scumpătate, cu dreptate și cu evlavie. Doamne, binecuvântează-ți biserica ta! Binecuvântează prietenii tăi! Binecuvântează-i pe cei ce intră la apa botezului! Și că după ce ei vor fi botezați, spune Apostolul Petru, vor primi darul Duhului Sfânt. Amin! Ne ridicăm, ne ducăm în Dumnezeu. Am vrut mai mulți frați, câțiva frați și câteva surori, în cuvinte limitate, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amin. Închinăm și binecuvântăm numele Tău, Doamne, Tatăl nostru, pentru că pentru aceasta, Doamne, ne-ai trimis Mântuitorul, după adevărul. Mulțumim că ți-ai ținut promisiunea, Doamne, și nu ne-ai lăsat propadă. În această zi de sărbătoare, ne închinăm înaintea Ta în biserică, Doamne. Mulțumim că într-o zi ca aceasta a luat naștere biserica și iată, Doamne, noi facem parte din ea. Mulțumim! Mulțumim că suntem în casa Ta la închinare, Doamne. Vrem să Te aducem închinare, vrem să Te aducem în laudă, Doamne, pentru că mergi. Mulțumim pentru Iisus Hristos, Domnul, care s-a jertfit pentru noi. Mulțumim pentru sângele Tău răscumpărător, Doamne, care și astăzi are aceeași putere ca acum 2000 de ani și poate să spele de păcat. Mulțumim că ușa Harului este deschisă și pot oamenii să vină la Tine, Doamne. Și mulțumim pentru că vin, pentru că îi cercetează Duhul Tău. Doamne, vrem ca închinarea de astăzi să fie adresată Ție și numai Ție. Vrem ca Tu să fii cel din tâi în jocul nostru, Doamne, să ne călăuzești în tot adevărul. Binecuvântăm numele Tău, ne închinăm. Fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Și Doamne Dumnezeule, numele Tău să fie slăvit, Amin. Și onorat. Amin. Pentru că ești Dumnezeul cel viu. Slavă Ție. Te rugăm ca în bunătatea și dragostea Ta să ții locul de drept în mijlocul nostru. Amin. Te rugăm ca în fiecare suflet să faci liniște, pentru că venim dintr-o lume atât de zbuciumată. Avem nevoie de liniște să putem să-Ți auzim glasul. Pentru că e zi de sărbătoare în mijlocul bisericii Tale, zi deosebită pentru biserica din loc. Te rugăm ca toată lucrarea aceasta să fie binecuvântată de Dumnezeul cel viu, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Te rugăm să investești cu putere pe lucrătorii tăi și lucrarea aceasta să aibă rost în mijlocul tuturor acelora care încă n-au intrat în legământ cu Tine. Doamne, Te rugăm pentru fiecare din noi, care în vremea hotărâtă pentru fiecare am spus da, și am intrat în legământ cu Tine, Te rugăm să ne păstrezi mai departe la picioarele Tale. Amin. Iar în vremurile acestea care au început să ne arate că vremurile sfârșitului sunt aproape, învață-ne să trăim după sfatul, după cuvântul Tău. Te rugăm, nu ne lăsa să luăm aminte la ce se întâmplă în dreapta și în stânga noastră, pentru că vin fel de fel de erezii nimicitoare. Păstrează-ne lângă cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvinteze în mod deosebit pentru cei ce s-au hotărât să-ți urmeze drumul către patria cerească. Te rugăm să îi însoțești toată viața lor și să-ți rămâne credincioși până la capăt. Amin. Și dintre surori să se roage Domnul.
la balcon, dacă se poate, în momentul care vreți să vă rugați lui Dumnezeu, cereți peste biserică puterea Duhului Sfânt să călăuzească lucrarea lui, să se călăuzească pe toți. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm, glorificăm numele Tău pentru această zi. Doamne Dumnezeule, te rugăm să binecuvântezi lucrarea Ta pentru cei care s-au hotărât să Te urmeze pe Tine. Doamne, să-i întărești, să-i păstrezi, să-i oprotești Tu, Doamne Iisuse. Și dorim ca Duhul Tău cel Sfânt să le revești peste ei, Doamne, și peste toată biserica noastră. Mulțumim pentru dragostea, iubirea ce-o poți față de noi. Doamne Dumnezeule, trăim vremurile de pe urmă. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne pregătești pentru întâlnirea cu Tine. Doamne Iisuse, te rugăm să binecuvintești și bolnavii din poporul Tău, din biserica noastră. Atinge-te de ei. Dorim ca dragostea Ta să o revești Tu peste noi. Tată, Fiule și Duhul Sfânt până în veci. Amin. Amin. Cu închinare venim înaintea Ta, Tată din ceruri, și mulțumim pentru dimineața aceasta în care ești prezent în mijlocul adunării Tale. Te rugăm așa cum la Rusalii ai revărsat Duhul Sfânt, să reverși și astăzi Duhul Sfânt peste biserica Ta. Te rog să îmbraci putere pe robii Tăi, te rog să dai cuvânt, Doamne, celor ce se ridică în numele Tău și te rog să sensibilizezi fiecare inimă, pentru ca cuvântul Tău să rodească pentru gloria împărăției Tale. Amin. Amin. Pentru că nu ne putem ruga cu toții cu voce tare, încercăm să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Și așa cum o rostim noi împreună, așa să ne facă Duhul lui Dumnezeu una și împreună în Duh și în adevăr. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe Scrierii noștri vor mai aduce la ora Domnului cu o altă cântare. Apoi, fratele Rudi a primit și o cântare împreună cu fratele Ionel și fratele Marian. Apoi, împreună cu candidații pentru botez, dorim să cântăm cântarea M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. În ordinea aceasta, căutăm să începem Domnului nostru închinare. Thank you.
Iacov se ridică speriat, privește cerurile și spune un gând care ne-a marcat pe el atunci și pe noi astăzi. Și a spus, pentru mine și pentru tine, aici este poarta cerurilor. Aici este prezența lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și pentru că este un moment special și o zi deosebită. Cuvântul Domnului vorbește mie și ție și ascultă ce spune. A doua zi după sabat, din ziua când se aduce snopul ca să fie legărat într-o parte și în alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua când, după al 7-lea sabat, și atunci aduceți Domnului un dar de mâncare. Acesta să fie pentru Domnul o zi deosebită. Noi nu avem un dar de mâncare astăzi. Dar cred în toată inima că fiecare a venit cu inima deschisă și plină de mulțumire pentru Domnul Dumnezeu. Amin? Amin. Așa spune. Ai primit-ne,
Thank you.
6 despre Epafrodit. Acolo Filipeni spune despre Epafrodit să prezinte astfel de oameni care s-au ostenit pentru Domnul și spune despre Epafrodit că a fost aproape de moarte. Doar de dragul lui Dumnezeu și de dragul de a sluji biserica. Fratele Cornel rămâne un om de referință pentru mine, pentru comunitatea noastră de București, un frate care a condus, care a slujit cu bucurie și a lucrat ca mulți să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumim că este împreună să rezidească cuvântul lui Dumnezeu și facă Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt, fiecare inimă de aici, să fie sensibilizată. Poate ai o inimă încă de piatră, poate ai o inimă plină de îndoieli și poate te mai gândești că mâine trebuie să alergi, să faci, să cumperi. Facă Dumnezeu ca toate inimile de aici să fie prinse și cercetate de Dumnezeu cu puterea Duhului Său Sfânt. Tinerii vor mai aduce o cântare, apoi șantele Cornelu va aduce mesaj cu privire la botez, cu privire la pomorârea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți care stăm înaintea Lui, vorbim Lui.
Este un pasaj foarte cunoscut și citit frecvent, mai ales cu ocazia sărbătorii pe care și noi sărbătorim astăzi. Deci este cunoscut, dar vă rog, dați-mi voie să recitesc și vă rog ca Duhului Dumnezeu să pună în inima noastră cuvinte proaspete, gânduri care să ne inspire și să ne facă să fim împreterați pentru el. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjlitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat de una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici, toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas întremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elaminți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Lidiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă. Și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de most. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt veți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Deci orii voștri și fetele voastre vor prăloci, tinerii voștri vor avea vedenie și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și voi proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și rog pe fratele Cătălin Vasile să ne conducă rugăciunea asta înaintea Domnului. Am luat drumul misiunii, așa? Și Dumnezeu mi-a dus pașii tot prin
Bulgaria, acolo spre Burga, spre Turcia, există comunități de turci musulmani, care acolo, vremea asta, au descoperit că Domnul. Anul trecut, am botezat 30 de persoane în Marea Neagră, acolo. Când, da, astăzi sunt 50 la botezat. Da, exact, sunt copleșitor, dar, ce să zic, sunt bucuros că eu deși aici, acasă, cum să zic așa, Domnul, aduce între noi dovada faptului că El lucrează cu cerere. Și astăzi, în sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, cu versul 1, o sărbătoare care ne amintește că Dumnezeu din cer nu vrea să ne lase singuri în lumea asta. Și l-a trimis într-un mod invizibil, să zic așa, perceptibil cu ochii noștri, dar o realitate pe care o trăim cu inima. L-a trimis pe Duhul Său să fie cu noi. Că ați venit astăzi aici, că te poți să zici, bă, eu am venit, eu azi nu am prinsă-ți bun de ce să fac, hai că mă duc la biserică. Nu, nu, nu. E lucrarea lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt în inima voastră. Să ajungeți aici. Adică sunt prieteni aici, care s-au fi venit, dar și eu să văd ceva. E lucrarea Duhului lui Dumnezeu în inima voastră. Acum nimeni nu are mai mare acces. Eu pot să vă spun câteva vorbe în dimineața asta și o să mă adresez cât pot eu de limpede și clar. Dar Duhul lui Dumnezeu se adresează inimilor toate. Și pune acolo convingere. Asta este lucrarea tăreață a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Mi-a duc aminte când eram și eu copil, că eram la biserică cu mama, tata, aia. Auzeam multe la biserică. Unele le percepeam, pe ce cât altele nu le înțelegeam. Erau tot felul de vorbe, nu știam exact ce să înțeleg. Dar știam că de când îmi spunea mama versete din Scriptură, știam că există o forță în adevăr. Mama avea obiceiul să ne spună versete când ne trezea dimineața. Și unul din versetele pe care îmi spuneam aici, că Cornele, spală-te, că rugăciunile și milostenile tale au ajuns la urechea lui Dumnezeu. Eu nu știam care e din Biblie. Dar dacă zicea mama, când mă rugam, simțeam tot ce-i pe cerul pe mine. Așa de mare era impactul ăla în viața de inimă. Dar vă rog să mă credeți că deși am fost tot timpul prezent în adunare, convingerea de a rugăm pe Dumnezeu n-a venit așa că nu înțeles eu logic ceva. Ci a fost ceva în inimă. O lucrare a Duhului lui Dumnezeu. Care m-a așezat pe calea. Și am rămas pe calea asta până acum. Alții merg înainte, au de aici așa de mai mulți ani. Nu dăm înapoi. Pentru că nu e ceva ce facem noi, ne plictisim și gata. Nu. Lucrarea lui Duhului lui Dumnezeu e ce face. Se întâmplă într-un mod miraculos. Rămâne acolo până la capătul vieții și apoi toată veșnicia. Mă bucur mult astăzi să vă spun câteva cuvinte din Scriptură. Sigur că sunt lucruri pe care le știți. Încerc să nu vă plictisesc spunând mereu același lucru, deși Scriptura spune că chiar dacă spun mereu același lucru, vouă este de folos. Da. Dar în dimineața asta, Domnul mi-a pus pe inimă să subliniez din realitatea asta coborârii Duhului Sfânt în istoria noastră câteva aspecte care sunt mai neglijate de noi în realitatea asta. Noi ca biserici, noi ca oameni. De când am învia slujirea la biserică, mă duc des în anumite zone, mai ales acolo unde oamenii nu cunosc adevărul Scripturii. Și mă duc și la biserici diverse. Călătoresc mult. Dumnezeu mă ferește pandemia asta. Foarte interesant. De virusul ăsta mai degrabă. Că pandemia e cu noi cu tot. Dar am călătorit mult și am văzut tot felul de situații. Și astăzi Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă împărtășesc aceste gânduri. Ca împreună să ne mobilizăm și știm ceea ce ne spune Cuvântul că trebuie să fie. Evident că această realitate a Duhului lui Dumnezeu care este cu noi, că de atunci când Domnul s-a înălțat la cer și Duhul Sfânt a vindecine, la lăsare, cum în lumea acum s-a coborât, de atunci până astăzi Duhul Domnului e cu noi. E printre noi. Asta e realitate fascinantă, extraordinară. Am întâlnit atâtea situații când oamenii mânați Duhul lui Dumnezeu au venit să mă caute și să vorbim cu ei din Scriptură. Este un lucru extraordinar ăsta, lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Nu, ca Domnul să vă ajute să înțelegeți asta. E o bogăție. Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Nu este o forță pe care noi o însușim. E o forță, e Dumnezeu, e o persoană puternică care vrea să ne călăuzească în viață. Cum am putea să găsim călăuzirea? Adică prin Duhul lui Dumnezeu.
Dumnezeu este puterea pe care nu o găsiți nicăieri în altă parte. Nimeni nu vă poate ajuta să trăiți o viață curată. Nimeni nu vă poate ajuta să umblați cu demnitate și cu speranță în viață decât Duhul lui Dumnezeu. E o putere fantastică. Observați că și contextul în care Duhul Sfânt s-a coborât este unul care arată forța asta, nu? Vânt puternic, plin de foc. Dar astea sunt toate efectele unei puteri extraordinare care se manifestă. Mă rog ca bisericile să aibă puterea asta a Duhului Sfânt. Să se da de se miște ceva. Nu știu dacă e vânt sau foc, dar Duhul Dumnezeu lucrează așa cum vrea El. Da. Așa ne spune textul aici, că Duhul Domnului ne-a dat după cum a voit El. Noi nu putem obliga pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Dar Dumnezeu face ce știe El că este important, dar important să vedem. Astăzi însă sunt câteva aspecte din realitatea asta Duhului Sfânt care sunt mai neglijate de generația noastră. Deși sunt regăsite în Scriptură, nu le recomandăm nici adres. Interesant. Și sunt aspectele de care avem nevoie majoră astăzi, în vremea noastră. Eu să vă indic doar trei dintre ele. Rețineți, vă rog, o mare bogăție, nu-i numai asta. Trei din aspectele astea extrem de importante, esențiale din ceea ce înseamnă Duhul Sfânt și care sunt neglijate de biserica asta. Primul aspect. Este acela că Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului. Rețineți asta. E Duhul adevărului, adevărul cu A mare. Dacă vreți, haideți să vă citesc câteva versete din Scriptură despre asta, ca să nu credeți că vorbesc de la mine. Ce importanță la asta dacă aș spune eu ceva? Dar ascultați Evanghelistul Ioan, capitolul 14, versetele 15 la 17, reproduce cuvintele Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos și spune așa. Mântuitorul vorbește. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Interesant. Domnul spune, uite, nu poți să păzești învățătura aia, din alul meu pe poruncă, dacă nu vine din inimă, adică dacă îi iubești, atunci poți să păzești. Așa de forță, nu se întâmplă nimic. Și eu, spune Mântuitorul, voi ruga de Tatăl meu și El vă va da un alt mângâietor. Un alt călăuzitor. Uitați-vă în josul paginii, că sunt câteva cuvinte, că este termenul din greacă paracret, sau un ajutor, un apărător. El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Ce e mângâietorul ăsta? Versetul 17. Și anume, Duhul adevărului. Spuneați, vă rog. Mântuitorul când vorbește cu ucenicii săi și cu generația de atunci, spune că Duhul Sfânt a rămas în vină, de atunci, din perspectiva Domnului, pentru noi este venit, că Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Mulți nu sunt orientați prea mult spre asta, dar vreau să vorbim noi despre Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți și rămâne cu voi și va fi în voi. Da, dați câteva pagini numai, tot în Evanghelia după Evanghelia. Capitolul 15. De fapt, este tot pe pagina asta, versetul 26. Ioan 15 cu 26. Ascultați, reia Mântuitorul la expresă, spune, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică, din nou, spune din nou Mântuitorul, Duhul adevărului care procede de la Tatăl, El m-a mărturisit despre mine. Rețineți, vă rog, astăzi când sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este și Duhul adevărului, spune. Uitați-vă, vă rog, și în capitolul 16 din Evanghelia după Ioan. Versetele 13 la 15. Faceți doar pagina aici. Când va veni Mântuitorul, spune Domnul Iisus Hristos, Duhul adevărului, din nou, explică El aici, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Și va descoperi lucrurile viitoare. Așadar, înțelegeți, frate și surori, dragi prieteni, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este reperul absolut al adevărului. Avem nevoie de adevăr? Păi,
Dar mi se pare bine că vine încolo. Mergă o perioadă, după aia nu-i bine, mă întorc înapoi. Cam așa e viața celor care trăiesc fără adevăr. O, vedea ce-o fi. Ajung la capul vieții și-și dau seama, seama că nu-i bine. E dramatic, e tragic. De aceea Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Ca să ne călăuzească. Și Duhul Sfânt e Duhul a adevărului. Și este o nevoie fantastică astăzi pentru adevăr. Haideți să vă întreb ceva. Care e adevărul cu privire că tot vorbeam de pandemia asta? Care e adevărul ăsta cu privire la virus? Așa cum știu. E fantastică istoria asta. Eu am trăit în perioada comunistă, destul de mult timp. Și dacă nu mi-au dat în cap la școală și peste tot, trebuie să mă temperez un pic, să-mi rău pe ce să păi, ok. Dar nu am tot spus de știință. Că știința dovedește că Dumnezeu nu există, da? Și dacă spune știință, cum să nu respect ce spune știință? A venit virusul ăsta acolo. A dat toată știința asta peste cap. Nici nu știu ce e aia. Nu știu ce se întâmplă. E ceva, dar ce-o fi? Dar unde? Dar tu? Nu prea știu adevărul. Dacă vă duceți pe internet, vă rog ce este cap. De la oamenii de știință, cei mai mari, s-a dat tot felul de părere. Tot adevărul ăsta e răspundat. Vă mai întreb, care e adevărul cu privire la vaccin? Da. Ce atunci? În jurul acestei idei, cum am mostrat viața mea. Ne încercăm, că nu știu, e bine, nu-i bine, a, nu-i bine, a, nu-i bine. Într-o vreme ca asta, avem nevoie de certitudini, avem nevoie de adevăr. Și Dumnezeu este Cel care ne dă Duhul Sfânt să ne călăuzească. De-aia vă felicit că ați venit la adunare. De-aia vă felicit că îl căutați pe Dumnezeu. De-aia vă felicit că l-ați primit pe Domnul în inima voastră și vreți să vă botezați. Pentru că Duhul lui Dumnezeu e Duhul care vă spune ce trebuie să faceți. În perioada asta de timp, cu pandemia asta, am cunoscut foarte multe persoane care au ajuns în depresie. Nu știu, poate ați simțit și dumneavoastră. Oamenii de rău s-au să vedea, nu mă gândesc. Nu mă gândesc. Dar e greu. Și nu am ajuns să aibă probleme serioase. Și am fost instruit și în consiliere și m-am oferit ajutorul. Și oamenii credincioși. Aproape să trebuiască să fie internați în spital. Erau în depresie. Și vorbim, dar ce se întâmplă? Nu mă are rost viața. Zic, da, dar cine spune asta? Așa simt eu. Dar cine spune că ce simți este potrivit cu adevărul? Unde poți ieși așa? Nu știu, poate. Dar avem ceva certitudine. Cine poate spune? Bă, așa că nu, am rămas singur. Dar cine zice că eu singur? Și așa simt eu. Dar crezi că simți bine? Nu sunt sigur. Și când spun de existență de certitudine, de Dumnezeu spune, eu sunt cu tine. Totdeauna. Crezi asta? Cred, dar eu nu vreau. Zic, da, lasă, că nu mai contează ce-ți dar după. Nu, crezi că Dumnezeu e cu tine. Foarte grav. Reușeam să-i convinc pe oameni să se țină de certitudine asta. De adevărul. Nu era îndoială. Acum vreau să vă întreb ceva. De unde credeți că vine îndoială? De la ce rău de asta? Eu niciuna lui. Auziți? Minciună lui, dar a fost învăluțită în perioada asta de minciun, atât prolifera diavolul. Că, din așa spune, că el e minciun și e tatăl minciunii. Și atâta minciun a fost propulsat pe toate canalele. Minciun. Că ce Dumnezeu nu mai contează, că ce credință, că ce că nu, una și cealaltă. Toate ca să pună la îndoială adevărul că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este interesat de viața. Ați înțeles? Mai mult ca oricând. În vremea noastră avem nevoie de adevărul absolut. Care nu este al meu, nu este al tău, este al lui Dumnezeu în primul rând. Și oamenii vor să se lege de adevărul ăsta. Îmi aminte că eram cu mai mulți ani în urmă, evident, la o mormântare în Constanța, acolo am început pe o slujire a mea ca păstoră. Și cineva care l-a primit pe Domnul într-o familie unde era mai puțin credincioși, a murit și mănânc la mormântare, era multă durere. Și mulți acolo, dintre cei care au venit, erau oameni care nu credeau în Dumnezeu, era perioada comunistă.
mai spre margine, erau cei care ajutau la să fac roata și nu mă mântea după aia. Preocupare, cum se spune pe acolo. Preocupare era pe acolo. Și în timp ce eu vorbeam despre speranța că Dumnezeu e viața noastră și după moarte, unul din ei zice cu voce tare, aaa, domnule, lasă-ne cu de-asta. De 20 de ani, zice, sunt aici la cimitir, lucrez, n-am văzut pe niciunul să iasă. Poți să-l contrazici și poți să-i zici. Da, dar a fost un șoc. Dar atunci când vorbeam, m-am gândit, hai să văd care este convingerea pe care o oameni. Și am făcut următoarea la provocare. Văzut că eu domnul microbarii zic că ei n-au văzut pe nimeni să iasă. Dumnezeu să ne spune că El de viață și ne dă viața. De cine se crede? Pe Dumnezeu sau pe microbarii? Am avut impresia că oamenii să zică, domnul, crede-mi pe ăștia, că așa vede. Nu, n-am fost adevărat. Oamenii au zis, nu-l crede pe Dumnezeu. Și el a întâlnit la comunism. E fantastică forța adevărului. Păi nu puteți imagina, mă ies și eu curaj, că erau mai chimic. Dobrogenii sunt așa mai direcți. Nu spera bucureștenii așa, lasă că era să fie. Da. M-am adaptat și eu contextul. Dar dobrogenii sunt direcți, eu spun că de față. Da? Uite jos așa. Și am prins curaj. Și m-am dus și am vorbit cu oamenii și am spus, Dumnezeu ne spune în Scriptură că este adevărul. Cinci biserici s-au înființat în localitățile unde oamenii nu știu nimic despre Dumnezeu. Asta e forța adevărului. Puterea Duhului lui Dumnezeu care e Duhul adevărului și de-aia vă provoc astăzi. Legați-vă de adevărul ăsta. Căutați adevărul ăsta. Frate Vitean ne vorba la timpul de rugăciune despre Apostolul Pavel, care spune, asta e pasiunea mea, spune, să-L cunosc pe Hristos, să fac cunoștință cu El. Și Pavel zicea, eu am avut o viață importantă. Dacă cineva spunea că are bani, nu ce să fac eu în pasul ăsta. Eu sunt cel mai mulți. Dacă cineva spunea, băi, eu sunt într-o etnie importantă, eu sunt mai mai important. Dacă cineva spunea că eu am o religie mai bună, spunea că mai mai bună. Dacă cineva spunea că nu știu o viață sfântă, Pavel spune, eu aș fi spus, eu spune. Toate astea s-au întâmplat spre Pavel până când l-am cunoscut pe Hristos. Dar eu s-au schimbat toate lucrurile în viața mea. Zice el într-un epaș, Filipeni 3, vă puteți uita pe lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Înainte l-am zbutit ca un gunoi. S-a produs o revoluție întreagă în viața mea. Și a zis, pentru mine e nimic altceva mai important. Filipeni 3, decât să-l cunosc pe el. Puterea ei lui, să mă fac asemenea cu el. Faceți cunoștință cu Hristos. Asta nu este invitația mea, bisericii ăștia. E invitația lui Dumnezeu. Cunoști adevărul. Duhul lui Dumnezeu te conduce acolo. Și adevărul este incredibil. Este forță, este putere. Oamenii astăzi, mai ales în biserici, sunt mai mult orientați pe puterea Duhului Sfânt de la face cu unii. Deci nu era, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu sunt eu cel care să decide ce face Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e Dumnezeu, face ce vrea El. Dar unii sunt fascinați, mai de minuni, de daruri speciale, poți să mă întrebă să ceva. Dacă minunile astea sunt făcute fără adevăr, ajută prin acel lucru. Foarte mică. E foarte mic este efectul. Foarte mic. Pentru că minuni fac și vrăjitorii. Ca vrăjitorii nu vă spun adevăr. Mă înțelegeți? De-aia este important să vă legați viața de adevăr. Îl luați pe Hristos în viața voastră, în inima voastră. Credeți în El. Credeți Scripturile. Scriptura este cuvântul adevărului, nu spune Scriptura. Dacă vreți să găsiți asta, arătați vă în Sfânta Scriptură și veți găsi, veți găsi adevărul potrivit pe acestei 1.13, spune acolo că e cuvântul adevărului, cuvântul Scriptură. Citiți Biblia. În perioada trecută, anul trecut mai exact, pandemia asta, sigur că unii au avut greșit în casă, mai ales când au fost restricțiile. Dar eu mă dedic că, și știți și noastre că mă părți, sunt unii care n-au pe nimeni. Și dacă nu ies din casă, că n-au cum să iasă din casă, nu mi-a pus cineva mâncare, nu mă acolo. Și mă gândesc, nu aș putea să-i ajut pe oamenii ăștia. Pot să mă duc să le ajut, să fac ceva pentru ei. Și Domnul mi-a pus pe inimă să mă duc la secția de poliție care aparține. Eu sunt ofițer.
Dumnezeule, acolo moștenirea pentru seara de oameni. Și cine să... Dacă sunt oameni disperați de voră, nu vă dați să ne trebuie. Vă spune cum vă bat la față de spate în care vă scăpționat de sute de ori la zi. Și în final sună la conștiință. Și vă zic că da, mă, că le spune. Și nu mai vrea să fie Domnul de Vită. Vă zic la casă. Vă zic Domnul de Vită, nu mai înțeles. Și așa de el. Și nu mai vrea să fie Domnul de Vită. Și a spus, există un Dumnezeu care vrea să fie cu tine, că s-a văzut ceva de mâncare. Și să te ajut, dar să pun ghidre acolo. Păzeam de la ușă, știți cum era. Să pun ghidre acolo, știți ce ghidre. Mai mult decât mâncarea aia, că să zici că e o forță cu o scriptură. O de cum ceva, cum e cam pe două luni și ceva. Și când ajung la el, să le duc din dimineață. Acum eram la unde eram mai relaxat, eu lucrurile, am tot intrat în omul, cu mască, evident, cu toate. Așa, și îmi zice, pace, frate, Cornel. Eu să rămân blocat, dar stai puțin că nu, eu nu s-a zis vreodată să zici, domnul e astăzi, am terminat de citit Biblia, da? Zice, acum știu cine sunt, acum știu cine e cine, sunt fratele tău. Asta e forța. Cuvântul la Iubilor. Vreau și surori. În așa că m-ați cam obosit de citit Biblia. În așa? În așa că avem mai zice nimic. E nevoie de o revoluționare a vieții. Schimbare. Se iubim adevărul. Trebuie să adevărul. Chiar trebuie să nu facem lucrurile astea. Dacă pandemia asta ar fi mai cumplită de fiecare. Cu Domnul. Suntem mai multe lucruri viitoare. Că așa ne spun eu. Asta e puterea lui Dumnezeu. Și să zic un alt adevăr neglijat cu privire la Duhul Sfânt. Și anume faptul că Duhul Sfânt este Duhul Sfinței în mine. Că nu știa asta. Că nu vrea. Dar nu vrea să vorbește pe lucrurile astea. Duhul Sfințeniei este efectul pe care Duhul lui Dumnezeu produce în viața noastră când cineva l-a așteptat. Dacă Duhul lui Dumnezeu e Sfânt, cum ar trebui să fie viața celor care privesc pe Duhul Sfânt? Da. Evident, viața Sfântă. Da. Și Apostolul Pavel este foarte precis când vorbește în 1 Corinteni, dacă vreți să vorbați în 1 Corinteni, capitolul 6, să se referă 9 la 11, în 1 Corinteni, capitolul 6, vorbea eu despre faptul că, la un moment dat, noi luăm un anumit mod de viață și spune el, la versetul 19, nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni în Împărăția lui Dumnezeu? Nedrepti adică cei care nu înțelegi după adevăr. E clar. Că nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Sublinează, vă rog, nu vă înșelați în privința asta. Este foarte precis Apostolul Pavel. Vă rog, urmăriți lista asta, să puteți să ne regăsim unii pe lista asta. Iertați-mă că sunt așa direct, dar păcatul produce de... păcatul devastează viața multor oameni. Unii stau așa pentru un soi de amorțire. Ca și când îi anestezia la spital și nu-și dau seama sigur ce sunt cu sânul. Și e nevoie de un șoc. Și Duhul Dumnezeu este cel ce scutură viața oamenilor. Și ascultați ce spune Pavel. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malachii, nici sodomiții. Toate astea au de face cu păcate de natură sexuală. Foarte des întâlnite în prea noastră. În păcate sunt și biserici, oameni care au ajuns să trăiască în această o mocilă din asta păcată. Mai versetul 10 spune, nici hoții, nici lacuri. Lacuri de ce? Acum de vreme, deci, adunat cât mai mult. Nici bețivii, eu bucur că Dumnezeu a făcut minunea asta, o de vreme. Ce lucrare extraordinară a Duhului lui Dumnezeu. Nici defăimătorii, cine sunt defăimătorii ăsta? Și ura mă rog la. Și ne-am fost de zără, mă. Lugeanu? Mă, ce? Pentru că se întâmplă și biserică, deci. Am venit, mă rog, pe unii care nu... Cineva care are decât și să ne rog, vorbesc că ne rog pe alții. Și spune lui, hai să schimbăm, mai să zicem altceva, dar ce face, mai ce cum. Așa. Nu mă trebuie de rog pe cineva când te dă. Păi aici alții, mai ce să vorbești? Și ne prea avem ce. Da. Unii ajung până acolo.
Ca spune că nici de pe mătorii, nici răpăreții, că se tot în fel de șirați de mănânta mea. Nu! Doar nu știu mie, mă rând să-l și așa erați voi din voi, se spune Pavel, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeu lui Dumnezeu. Sfințiți prin Duhul lui Dumnezeu. Și sunt multe alte pasaje din Scriptură care îmi vorbesc despre asta. Că Duhul lui Dumnezeu este Duhul Sfințenii. Este Cel care ne curăță viața, ne sfințește viața. Ne face să fim altfel. Dar nu există păcate care să colpe în viața noastră. Și să fim oameni buni. Una dintre problemele mele mari când eram înainte de botez, era aceea că nu puteam să scap de minciună. Și eu sunt genul de om care nu prea știu să acopere. Unii au o adevărată artă sau o scheze, da? Spun ceva ce spun cu certitudine. Dar mie citești tot ce am. Mă să vă dau un exemplu. Când eram la liceu, nu prea putea să memorez date și asta și la teză de istorie, să memorez toate întâmplările, datele, așa mai departe, dar cum fie. Și cum toți colegii mei făceau fițuită, mă rog și eu fițuită. Da. Am pus fițuită în bancă, a dat subiectul și acum mă gândeam cum să iau fițuită. Și am atins-o. Profesoarea de la catedră zice că scoate fițuită. Dacă mi-ai citit în ochi. Așa sunt genul ăsta de om, nu pot ascunde. Am fost gândit că omul ăsta să minte. Pentru că erau rușine de mari când am obținut când am cu minciună. Și era o luptă cumplită, că era rușine nu că au spus adevărul, dar nici măcar nu reușe să ascundă. Și făceam tot felul de angajament. De asta nu mai spune adevărul. Se spune proverbul ăla, pe care minune ține 30. Că asta se întâmplă cu mine. Am avut un moment dat de terminare, să zic, orice scriu. Am văzut un atât care a dat scris, eu sunt semnatul. De astăzi nu mai știu niciun minciun. Nu era rușine, nu mai știu asta. Până când disperat, am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot. Sunt nu mai pot să scriu, scapă-mă, schimbă. Și Dumnezeu m-a schimbat. Poate te duci și tu cu tot felul de păcate. Nu știu. Mă duc și Dumnezeu este scoată. Și nu știu cum să scapă. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfinței. E Duhul care ne transformă, care ne știu. Ne face să fim oameni buni. În gândirea noastră aici să fie mireasma Duhului Sfânt, mireasma adevărului. Nu mai e mireasma asta pe multe biserici. Colcăima păcat. Când Dumnezeu vrea să ne spună că Duhul lui Dumnezeu e Duhul Sfințeniei. Ce a lui Dumnezeu să intervină? Ce a lui Dumnezeu să sfințească viața? Pentru că nu putem pleca cu păcatele după noi în veșnicie. Ne pironez de pământ. Ne distrug viața. Suntem răbășiți. Dar de tot ce înseamnă păcatele astea pe care le duc poporul și unii pe noi cosmetizăm frumos păcatele astea. Că venim la biserică și nimăm, că ne bucurăm, nimăm, că ne rugăm frumos, că predicăm frumos, de ce nu? Cântăm cântări frumoase, dar sunt cosmetizări. Sunt doar niște forme de a acoperi păcatul în viața noastră. Sau dacă vreți, sunt niște forme de, eu știu, deodorante spirituale. Dăm să ne luați mai bine. Duhul lui Dumnezeu e Duhul Sfințenii. Cine stă în prezența Duhului Sfânt trebuie să simtă cuparea păcatului și să fie eliberat, spălat, curățit. Vă rog să fiți așa. Vă rog să vedeți Dumnezeu puterea asta. Și închei cu încă o provocare legată de Duhul lui Dumnezeu. Un aspect esențial, fundamental, legat de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este Duhul misiunii. În fapt, în Apostolul capitolul 1, chiar înainte de relatarea pe care am citit-o dimineața asta, Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, înainte din înălțarea sa la cer, sau chiar atunci când a avut loc înălțarea, zice, versetul 7 din capitolul 1, nu este treaba voastră să știți vreo
vremurile sau soroacele, ca și tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere, următorul verset, voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi. Și ce veți face cu puterea asta? Mântriți în biserică. Dătați altora peste ori, vede vreo dar să despre nouă putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Martor, asta e misiunea modernă. Ce înseamnă martor asta? Te duci să spui și altora despre ce a făcut Iisus în viața ta. Asta e misiune, termenul modern. Și Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui, e Duhul misiunii. Martor, unde? În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la Marea Română. Dacă o să credeți că este foarte greu, că sunt multe biserici, am văzut, eu știu că biserica de aici este o biserică cu inimă misionară și de asta mă bucur și mă rog ca Dumnezeu să aprindă Duhul ăsta. Dar sunt biserici care zic, dar văd, frate, dar nu iau, avem aici treabă, dar unde se duce noi la mafie acolo? Dar avem treabă la noi. Nu putem trimite față. Nu, Duhul lui Dumnezeu spune, asta este, ăsta-i planul. Da? Și haideți să vă zic numai, să vedeți ce interesant, că vă dau doar câteva exemple, în câteva minute, despre modul în care Dumnezeu a lucrat. În perioada asta de timp de anul trecut până acum, că, așa cum vă spuneam, am început să lucrez cu o organizație misionară, se numește OEM, unii, poate că ați auzit asta, e din engleză Operation Mobilization, adică e o organizație care mobilizează bisericile pentru misiune. Și noi ne ducem cu misionari care se mutează din colțuri de țări, toate colțuri de lume, care sunt americani, chinezi, și olandezi, și ruși, și români, evident, de echipa noastră. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ne ducem mai ales pe cei care nu sunt prea băgați în seamă. Anul trecut, chiar de la începutul anului înainte, de a veni pandemia, am dus o echipă de americani, olandezi și cineva din Republica Moldova într-o zonă în Dobrogea, unde există, cum ne poate știți, comunități de musulmani de acolo. Din turci, din vechi, din turci, venit la șoați pe acolo, și ei iau o mosfie acolo. Au venit vreo 150 de refugiați la Timișoara, nu am ce să le dau mâncare.
acolo, că e strigă cu asta. Am dat în care, pentru că n-au încărcat să ne încărșeadă niște tricouri, niște sfat, într-o zi, au ieșit vreo 30 între ei, în oraș, în jur, îmbrăcați toți cu tricouri, dar ziceai că sunt uniforma de la scoală. Nu am și un micuț, îmi dat o voce. Nu e ce-i cu ăștia? Asta se zice la ce întâlnire cu mine. Dar de unde sunt cu tricouri? Cine le-a dat? Curajul a fost cu peitul, dar tricouri nu vrea. A fost șocat, complăsit. A aflat direct pe urmă din ceamului de maximă siguranță. Mă sună și că domnul în credință te-a jucat și pe noi. Ținut, dar nu sunt parcă de alimente și de tricouri. Îmi pare rău și că nu asta vrem. De ce vrem? Vreau să ne ajutați să ajutăm la oamenii să se iau de un nou sens în viață. Oamenii ăștia sunt disperați, sunt distruși, avem nevoie de ajutor. M-am pus acolo, mi-am făcut contract cu mine și mă sună zilele astea, spune, domnule, am vorbit cu șefii mei și face contract pentru toată țara. Zic, 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 acolo. Asta e puterea Duhului Sfânt, puterea misiunii. Și vreau să vă rog, frate-șor, și voi, că nu botezați asta, mă presim credința în Dumnezeu. Voi nu sunteți chemați să fiți doar membru într-o biserică. Duhul lui Dumnezeu vrea să vă umple viața, preci o viață sfântă și să fiți misionari. Într-o formă sau alta. El vă folosește. Să fiți martorii lui. Ce forță extraordinară, ce binecuvântare. Anul trecut, pe la moment că mi-am dat adresa la poliție, mi-am dat telefonul acolo, mă sună o doamnă care era în spital, o doamnă care nu avea niciun fel de prieten credincios. Zice, domnule, am auzit că asta a răspunsit, vă rog eu frumos, zice, rugați-vă și pentru mine. Zice, doamnă, mă duc acolo, cum? Nu știu sigur dacă pot intra, dar mă duc la spital, cum să duc. Am dus la spital și de acolo ce de acolo v-am zis era înainte de schimbarea, că mă preoții pastorii să pot duce înăuntru, dar era înainte de schimbarea asta. Deci, domnule, nu se poate, nu poți intra. Și atunci eu sunt pe doamnă, doamne, sunt aici la ușa spitalului, deci nu mă lasă să intru, dar poți să zic o rugăciune de aici. Doamna zice, aaa, doamna, am crezut că veniți până aici, am crezut că vă să rugați de acasă sau cumva. Ați venit până la spital, zic, da, am venit până la spital, doamna, să fiu aproape dacă mă lasă, nu mă lasă. Așa de impresionat a fost că m-am dus eu acolo la ușa spitalului să mă rog în tine. Împreună cu încă cineva. Câteva zile mai târziu, era foarte bolnavă, a avut răgazul să meargă de la un spital la altul, că trebuia să fac alt tratament și a venit să stăm de vorbă și le-a zis, domnule, nu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc. Am prezentat Scriptura și după aia, următoarea duminică, s-a botezat. După care, prin foarte bolnavă, s-a dus în veșnicie la Domnul, la 40 de ani. Dar la botezul ei și la mormântarea ei au venit cei din familie și au zis, n-am văzut-o. Ea niciodată atât de fericită. Putrea atunci cum l-a acceptat pe Hristos în viața ei. Înțelegeți? Asta e Duhul lui Dumnezeu. Astăzi aici suntem nu doar să auzim ce, ci să trăim prin prezența Duhului Sfânt în viață. Dacă nu știi adevărul, caută. Viață sfântă, Domnul, dar azi, cu urmă.
care se potrivește este următorul. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. O femeie care a văzut moartea, cei care au văzut accidentul au spus că nu s-au gândit că o să mai trăiască. Dumnezeu a hotărât să-i mai dea zile și viață. Zile pe care să le pună în continuare la dispoziția lui Dumnezeu. Sora Daniela, înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii sale răscumpărate a poporului lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, vă mărturisesc și vă întreb, credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Credeți că a murit și pentru dumneavoastră și v-a iertat păcatele? Multe sau puține? Păcătuiți că o să-i slujiți lui Dumnezeu. Toată viața și cu ajutorul lui în veșnicie? Așa să vă ajute Dumnezeu. De bază mărturii dumneavoastră și la porunca lui Dumnezeu, deschid botezată în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Daniel, înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii sale a martorilor.
ta. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred în toată inima. Crezi că El este Mântuitorul tău personal și că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Multe sau puține? Toate. Ești tânăr. Păcătuiești că vei sluji pe Dumnezeu, indiferent de provocări, toată viața ta? Toată viața și viața mea. Așa se reacționează Dumnezeu. Se bază mărturii tale și la porunca lui Dumnezeu. E fi botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
31. O scumpă zi când am crezut, Iisuse Salvatorul meu, sunt bucuros și fericit că am fost primit ca fiul meu. Chiar dacă oamenii nu-i mai dau sănătate,
acela medic suprem. Te rog, vindecă, îți mulțumesc că ai vindecat sufletul. Vindecă și trupul și fă-l o bucurie pentru soția lui. Eu știu că de multe ori a supărat-o prin purtare, dar slavă ție că astăzi s-a încheiat acest capitol și îl vei face de azi înainte un copil al tău, un frate al nostru și un serv credincios. În numele Domnului Iisus te rugăm, ascultă-ne. Amin. Amin. Doamne, eu n-am mai mare bucurie decât să te rog să-ți mulțumesc pentru Daniel și să aud despre el după un plan adevărat. Duhul adevărat și produsul de Duhul adevărat. Nu voi avea, Doamne, și nu mă voi bucura mai mult decât s-a avut că sfințește viața și că Duhul viața să văd și mă voi bucura enorm de mult în ziua când îl voi vedea ajungând predicator, așa cum el și-a dorit, mergând în Duhul misiunii și oricând evanghelie. Doamne, păzește-l pe cel rău, păzește-l de cei răi și păzește-l, Doamne, de cei răi. Ne credințăm în mâinile tale, e tânăr, are o familie frumoasă, o viață, să-i vină un copil în viață. Doamne, să nu se rătăcească niciodată de la care ta. Duhul Sfânt e lămurit, că în vremurile din urmă, unii își vor lipi inimile de Duhului și răzvoare. Doamne, ajută-ne pe noi toți să ne lipim inima de Duhul Tău cel Sfânt. Și fiindcă astăzi celebrăm venirea Duhului pe pământ, Doamne, nu știu dacă e problema că noi avem Duhul Sfânt. Mai important e să ne ai Tu pe noi. De aceea te rog să ne iei stăpânire, care cuvintează fiecare ascultător, fiecare suflet copilaș și care ziua de astăzi a fost aici, în casa de rugăciune. Doamne, a dat să fie gloria și slavă cu toate. Și acum, la despărțire, dorim ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui cu Cerul și comuniunea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți, de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Pentru cei candidații vor ridica, până cu ei, cântăm cântarea de la numărul 532, Râul al Binecuvântării, Duhul Celui Veșnic Divin. Apoi, împreună cu frații păstori, vom merge la ieșire, acolo îi vom putea felicita, îi vom putea saluta, vom pleca cu bucurie la casele noastre. Cei care nu v-ați botezat încă, nu uitați, apă mai este acolo, parcine, mai parcine, nu? Domnul Iisus a spus, cine crede, se botează. Grăbiți-vă să primiți porunca lui Dumnezeu. Apoi, după aceea, de la orele 18, ne vedem din nou pentru studiul Biblic, pentru părtășie în casa de rugăciune. Vă mulțumim tuturor! A fost frumos astăzi la adunare, dar a fost voi aici. Am fost altele păstori, dar a fost frumos.